Bătaie de joc în Popeșle, Orden Ilfov, la 2 pași de capitală. Cetățenii responsabili, care și-au plătit an de an taxele și impozitele locale, s-au trezit datori la fisc. Camera de conturi Ilfov a descoperit că între 2008 și 2012 consilierii locali au acordat facilități fiscale populiste și ilegale. Acum statul vrea să-și recupereze paguba. Nu-i trage însă la răspundere pe consilier, ci le cere cetățenilor să plătească retroactiv și cu dobândă banii aferenți reducerilor de care au beneficiat în ultimii 5 ani. Deci am plătit anul ăsta cu ce ne-a dat penalizările astea, cu 80% mai mult. Măsurile populiste cu iz electoral se întorc împotriva cetățeanului. În 2009, consilierii locali din Popeș-Lordeni au decis, cu de la ei putere, să micșoreze impozitul pe clădiri și terenuri cu 20%. Au adoptat în sensul ăsta o hotărâre de Consiliul Local. Au remis-o prefecturii Ilfov și după ce au primit acceptul prefectului, au aplicat-o. Așa se face că în Popeș-Lordeni, cetățenii au plătit până acum impozite reduse cu 20%. În 2014 însă, Camera de Conturi Ilfov a făcut un raport de audit și a constatat că între 2006 și 2010, consilierii locali din Popeș-Lordeni au prejudiciat statul. Din raport reiese că între 2010 și 2014, impozitul pe clădiri și terenuri a fost redus ilegal cu 20%, iar din această cauză, bugetul orașului Popeș-Lordeni a fost prejudiciat cu 3.327.223 de lei. Camera de Conturi Ilfov a adus constatarea la cunoștința primarului și a cerut să recupereze banii de la cetățenii care au beneficiat de reducere. Anul trecut am plătit 5.200.000, anul ăsta am plătit 9.200.000. 9.100.000 și ceva. Asta din cauza acestei hotărâri a Curții de Conturi, care abrogă, practic, hotărârea de Consiliul Local. Da. Păi și? Și atât. Și? Am plătit și... Aia e. Cât aveți pensie? În jur de 15, de 1.500 de... Aproape o pensie ați plătit o impozit. Plătiți? Păi suntem nevoiți, că altfel nu putem să scădem nimic după la primărie. Eu am chitanțele din 2008, 2009 și 2010 și nu e nicio diferență între impozitele care zic că ne-au scutit 20% pe noi și... Le bag acum, nu e nicio, eu vă arăt și chitanțe, ca în chitanțe din toți anii și nu e nicio diferență. E decât o diferență de 12 lei. De anul precedent, 2009, cu 2010, atâta. Nu e nicio diferență de 20%, cum zic dumnealor. Ciudat este că, deși n-au nicio vină și au plătit ani și șir exact că le-a impus Consiliul Local, cetățenii din Popeș-Lordeni, Ilfov, s-au trezit acum că trebuie să plătească datorii vechi de 5 ani, dar și dobânzile aferente acestor datorii. Din această cauză s-a ajuns ca foarte mult să aibă de plătit un întreg salariu sau o întreagă pensie. Dumneavoastră sunteți primarul localității. Ce mesaj aveți pentru cetățenii care sunt nemulțumiți? Eu nu am ce face, este o decizie a Curții de Conturi. Neaducerea la îndeplinirea unei decizii a Curții de Conturi este abuz în serviciu și sancționează cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă penală. În 2015 taxele s-au luat și cu cei 20%. Este vorba de perioada 2010-2014. Deci trebuie să plătească penalități? Inclusiv accesorii, dar în luna septembrie s-a dat o ordonanță de guvern în guvernul Ponta în care... s-a dat o amnistie fiscală de 73,3% din penalități. Vis-a-vis de aceste penalități, într-adevăr, cetățenii nu au nicio vină. Noi s-am contestat în instanță această hotărâre, această decizie a Curții de Conturi, de fapt, și suntem în proces. Sperăm să câștigăm, mai mult ca sigur, vom câștiga. În momentul în care vom câștiga, vom da banii oamenilor înapoi. Sau vom face compensări cu impozitele pe care dânșii le au în acel moment de plată. Dacă primarul nu va duce la îndeplinire această decizie și avem un termen stabilit de Curtea de Conturi, adică nu putem să mergem să o ducem la îndeplinire în 5 ani, în 10 ani, trebuie să o ducem la îndeplinire la termenul stabilit de Curtea de Conturi, dacă nu ducem la îndeplinire și nu facem demersurile de ducere la îndeplinire acestei decizii, primarul este... pasibil de pedeapsă penală. Păcălarea electorală a consilierilor locali din mandatul 2008-2012 afectează în acest moment peste 30.000 de cetățeni. Cazul face însă și obiectul unei anchete derulate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.